Zeci de pensionari din municipiul Buzău au participat la cea de-a noua ediție a Cupei Seniorilor, eveniment anual promovat de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Concursul din acest an a fost organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice cu sprijinul Primăriei Buzău și Consiliului Județean. Cei mai talentați dintre pensionari la șah, table sau remi au fost premiați luni de către edilul Buzăului în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Comunal. Ei, avem și o doamnă la remi, doamna Elena Preda, locul 3. Acest eveniment care iată a ajuns la noua ediție, pentru că sunt și eu tot la noua ediție, că am spus, bă, primar de 8 ani, nu. Am intrat în al 9-lea an, pentru că alegerile în 2016 au fost în luna iunie. 2016 de atunci sunt primar. Am avut atunci inițiativa, pornind de la inițiativa pensionarilor militari, oameni în rezervă și retragere, care inițiaseră concursuri de table, de șac, de remi, și am considerat că aceste activități trebuie să scoatem în evidență și acest campionat sau aceste campionate, că sunt trei, se țin la nivelul municipiului Buzău și în fiecare an ne întâlnim cu câștigătorii, cu parte din participanți care au putut să vină. Deja a devenit o tradiție, în fiecare an facem acest lucru, ediția a noua. Am organizat desfășurarea propriu-zisă a concursului la sediul Asociației Frăția și la clubul polițiștilor, s-a jucat șahul la clubul polițiștilor. Desfășurarea concursului a fost ok, avem deja un pic de experiență și ne permitem să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Campionii la șah, table și remi au primit cupe, diplome de participare, mențiuni, dar și un mic stimulent financiar.